La sărbătoarea Sfântului Cuvios Daniel Sihastrul, mănăstirea Voroneț și-a prăznuit ocrotitorul. Cu acest prilej, înalt preasfințitul părinte Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a oficiat Sfânta Liturghie și a amintit în cuvântul de învățătură cât de importantă a fost în istoria bisericii noastre povățuirea dată de Sfântul Daniel Sihastrul, Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. Acest sfânt povățuitor i-a spus să lupte mai departe. Biruința este a lui. Și dacă nu mai poate, se dea loc altuia să ducă această luptă sfântă de apărare a credinței strămoșești și a gliei străbune. Și Ștefan cel Mare a ascultat de povața Sfântului Daniel Sihastru. La sărbătoare a participat un număr mare de clerici și credincioși. Ziua pomenirii și cinstirii Sfântului Cuvios Daniel Sihastrul adună în fiecare an la Mănăstirea Voroneț foarte mulți părinți stareți de la mănăstirile din jur, în același timp și foarte mulți părinți de mir, tot din parohiile din prejur. Astăzi, pentru Mănăstirea Voroneț, este un praznic, o sărbătoare, pentru că astăzi este ziua Sfântului Cuvios Daniel Sihastru, duhovnicul Măriei sale, domnul Ștefan cel Mare și Sfânt. Deci pentru noi este un popas de bucurie înaintea celelalte bucurii care urmează a nașterii Domnului. Dumnezeu să ne ajute tuturor, să ne înțelepțească, să slujim lui Dumnezeu cu dragoste și credință, să slujim și acestui neam din care s-a născut un Ștefan, un Rareș, s-a născut un Iancu de Hunedoara, un Vlad Țepeș, un Mihai Viteazu. Deci avem cu cine să ne mândrim, dar să vedem noi cum le urmăm exemplu. Urmați exemplu, exemple care le aveți și veți fi buni români, buni creștini și sufletele dumneavoastră se vor bucura în împărăția lui Dumnezeu. La finalul slujbei, toți participanții au fost invitați la masa de hram pregătită de obștea mănăstirii.